Victor Pițurcă a refăcut imaginea celebră din sezonul perfect al Stelei 86 din meciul cu Anderlecht de după gol. Nu mai pot să reproduc exact, dar cam așa eram, da. Știu că eram agăsat în poartă și a venit acel puș și m-a luat în brațe. Lumea în delir, lumea fericită. A fost un moment fantastic. Trăit cu cea mai mare intensitate de mine, mai ales că marcasem golul, iar viața mea era să marchez goluri. Pițurcă a reușit o dublă cu Anderlecht în semifinale. Balint a marcat și el. A fost sezonul perfect pentru Steaua, care a devenit regina Europei pe 7 mai. Dacă l-aveam pe Lăcătuș și aici, îl punea, sau pe Balint, îl punea să centreze. La această poartă au mai fost faze foarte, foarte frumoase. La toate meciurile stadionul era hiplin. Ne aștepta lumea, am înțeles, cu o zi înainte. Au venit pe jos, absolut toți. Era o mare de oameni. A fost incredibil pentru noi, nu ne așteptam. Steaua este aceasta de aici, culorile roșii-albastre.